Făceam, cum zice, se spune acum Pasca, mama făcea brânză proaspătă cu stafide, cu lămâie, punea înăuntru dacă avea, dacă nu aveau ei, tot timpul ea avea cuișoare și le bătea ea bine așa și le punea. Și făcea brânză, frământa cu zahăr, cu ouă, cu ceva miros și punea pe tavă și băga în cuptor. Așa aia îmi place foarte mult. Dacă nu mănânc de aia, parcă nici n-a fost Paște. Și cum îi Foarte... spuneți? Avea un nume? Serza pecenei.